Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Dacă amintele povestea vieții tale, ea e de bine cum o privești. Poate fi și tristă, dar și veselă în felul tău până la urmă. Uitați-vă la el. Așa? Da. Nu, că zice de multe la toți, eu aș fi vrut să spui mai mult celor care ne ascultă, multe acum celor care ne ascultă, legat de Grecia și de perioada aia din viața ta. Eu mă duc în Grecia, adică mie îmi place să mă duc să fac plajă și să stau în concediu acolo, știi? Dar, adică... Cred că sunt invitat de multe ori la, cred că știți pe băieții, pe Alex Goruncu, ăștia de la Leaders Academy. Așa. Au un proiect foarte mișto și am fost invitat de foarte multe ori să vorbesc pentru tineri care au între 15 și 18, alții care au 18-22 și alții 30-35, directori de filiale de bancă și nu știu ce. Și toți mă întrebau un lucru, și cum ați plecat? Și la unii le-am spus, pe m-am dus la ambasadă, mi-am luat viza, m-am urcat într-un avion și am plecat. Deci erau la mișto. Zic, nu, hai că nu știu, știu eu că nu era așa pe timpul ăla, știu ce zic. Pentru că voi puteți să faceți asta și nu o faceți, dacă vreți să faci ceva. În ziua de azi, cât de simplu, nici mai ai nevoie să te duci la ambasadă, nici n-ai nevoie să te duci la aeroport, să te duci la Tarom, cum era pe timpul la mețimite, la feroviar sau undeva, să-ți iei trenul, agenția aia ca să... La Brezoianu. Da, pleci pur și simplu. Da, agenția de la Brezoianu. Bravo, da. Exact. Deci în ziua de azi poți să faci orice vrei într-un click. Ți-ai luat pașaportul, te-ai urcat în avion și ai plecat oriunde vrei. Mm-hmm. Și ai viața în mâinile tale. Pe timpul ăla, știi bine cum a fost, a trebuit să trec granița, am ajuns unde am ajuns și am făcut Teddy Roosevelt, am un de ăsta, Paul, un magnet pe frigider care spune do what you can with what you have where you are. Fă ce poți, unde ești, cu ce ai. Iar ești motivațional, așa. Nu, dar asta este exact ce am învățat și am făcut ce am putut cu ce știam, unde eram. Am ajuns în Grecia, am luat naiul, cântam, unde eram și cerșeam. Și încet, încet lucrurile s-au dezvoltat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.